frumusețe cultura noastră, prezentul nostru. Cititul și scrisul nu sunt privite ca elemente fundamentale, ca o necesitate, ci ca o activitate pentru timpul liber, în ciuda importanței irreversibile și incontestabile ale acestora. Filozofic vorbind, ne afundăm profanul rapidității, în dorința de a devine, de a deveni de renume, încât uităm să ne îndeplinim rolul acela de a fi cu adevărat oameni, în adevăratul sens al cuvântului. De pildă, o societate în care mergem și vorbim, cum citim și scriem, reprezintă o lume distrusă, în care bazele lipsesc, în care ne pierdem în totalitate simțul civic. Noi suntem cei care pot modifica această situație, care din păcate este actuală. Dacă din somnul prezentului meu ai dispărea, rămâi cultură în visul meu nedefinit, și tomuri aurite și prăfuite de vechime, am văzut un bătrân care, deși purta bandaj
curaj de teolog, putea să umble liniștit și, deși buza de jos era răsfrântă de o scârietură, vorbea foarte cursiv. L-am întrebat de ce sunt toate acestea și el mi-a răspuns: dacă faptul că știm să scriem și să citim a reflectat dicția și mersul nostru, mulți din noi s-ar bălbui și ar șchiopăta. Dar eu am aceste defecte fizice care mă opresc, deși am mult de umblat și multe de spus. Am deschis ochii și, deși am visat, nu voi putea să uit privirea caldă și îndurerată a bătrânului. Mulțumesc, Andreea. Alexandru, asta e ce să fac, ți-am învățat numele. Vă reamintesc că ați avut de scris un text de maxim 20 de rânduri pornit de la un citat din opera lui Mark Twain: dacă oamenii ar învăța să meargă și să vorbească așa cum sunt învățați, să scrie și să citească, toată lumea ar șchiopăta și s-ar bâlbâi. Alexandra Prișcă, Da. În ciuda faptului că îndrăgitul autor Mark Twain nu trăiește contemporan cu noi, operele lui sunt de actualitate din multe puncte de vedere. Același lucru îl putem spune și despre citatul selectat ce-i aparține. Mark Twain ilustrează prin aceste cuvinte faptul că literatura nu a reprezentat niciodată o prioritate vitală pentru omenire. Într-adevăr, oamenii au iubit mereu cărțile, dar foarte puțin le-au considerat cu adevărat esențiale. Astfel, actualitatea menționată mai sus se transpune în problemele societății de azi. Din ce în ce mai mulți tineri tratează citatul cu superficialitate, fiind atrași de alte activități considerate la modă. Cărțile reprezintă un prilej inegalabil pentru a călători în timp alături de diverse personaje. Citatul ne oferă, ne oferă capacitatea de a privi lumea în toată splendoarea ei și neglijarea acestuia ne poate da oare. Mulțumesc, Alexandra! Ana Maria? La fel, este tot ceea ce ne dorim de la voi. Să aveți aceleași valori, să scrieți aceleași idei, să citiți aceleași opere, să mecanizăm orice fel de proces decizional. Poate că tocmai asta este problema. Poate că nu ar trebui să punem limite gândirii. Eu, ca individ, sunt eu și doar eu, cu principiile și ideile mele, nu cu idealurile unei societăți stricate, nu care mă obligă să urmez cu tipare. Poate că de asta unii copii merg mai încet și alții mai repede sau și încep activitatea mai devreme sau mai târziu, pentru că sunt judecați după propriile capacități. Orice ai face, oricine ai fi, dacă nu ești tu și te complaci într-un sistem, dacă personalitatea ta este determinată pur de un ideal și de un mediu exterior, dacă nu-ți susții propriile idei sau nu mergi pe propriul drum, vei vorbi bubuit și vei merge șterpat. Mulțumim, Ana Maria! Acum o să-l invit pe domnul Mihai Tarcoș, mulțumesc, președintele Lions Club Millennium București, și doamna, iertați-mă, dar Carmen Ivașcu, vă rog, pentru că în timp ce juriul adună punctele pentru a stabili câștigătorii, o să-l rog pe juriu să se grăbească pentru că ne apropiem de spațiu, de tipul limit alocat acestui eveniment aici, în acest spațiu, va trebui să eliberăm locul. Deci o să-l invit aici să le chemăm pe domnișoare în ordine. Vă rog, domnule Tarcoș, să ne spuneți întâi două vorbe. De câțiva ani de zile, finanțați cu generozitate la Gaudeamus un alt program educațional. Noi ne-am cunoscut anul trecut, eu am ajuns să-l prezint întâmplător sau din motive obiective. Acel eveniment mi-a făcut mare plăcere să colaborăm și astăzi mă bucur enorm că ați venit și am văzut că ați fost foarte interesat, ați stat tot concursul. De ce vă preocupă ideea asta de a finanța tânăra generație? Sunt puțini oameni darnici dintre cei care au posibilități. Sărmâinile doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, reprezintă Club Lions. Pentru cine nu știe, Lions este cea mai mare asociație non-guvernamentală de voluntari din lume. Are reprezentanți peste 200 de țări, comitate, state și 1.700.000 de membri. În România, districtul 124, are 67 de cluburi și 1.400 de membri. Noi suntem o asociație de voluntari care sprijină nu numai copii cu probleme, ci în tabere pentru copii cu diabet sau tabere pentru copii pasionați de matematică, ceea ce este foarte bine. Dar clubul nostru, Lions Club Millennium din București,
are o acțiune care se numește Lions Club sprijină excelența și premiază excelența. Și să spunem, olimpicii se întorc acasă, este programul original Gaudeamus Radio România pe care îl sprijiniți financiar. În care ne cadrăm și noi cu acțiunea noastră, clubul nostru premiază excelența. Iar anul acesta ați sprijinit excelența de la concursul național de lectură Mircea Nedelciu. Inclusiv de la concursul de lectură, mă bucur să fiu aici, mă bucur că nu am fost în juriu, deoarece este foarte greu să alegi pe cineva dintre cele șase domnișoare aici de față, care au avut o prestanță deosebită și o